Salut! Este începutul lunii februarie și cu siguranță mi-ați simțit lipsa. Știu că îmi duceți dorul. Așa că m-am gândit să vă iau cu mine în locul în care îmi păstrez bulbii și tuberculii. Am aici cadoul meu de Crăciun. It's like Christmas! Comandați în luna noiembrie, au sosit în decembrie, am avut temperaturi de minus 8, mai multe nopți la rând, așa că mi-a fost frică să nu mingheze bulbii. I-am pus în acest sac, înfofoliți bine în rumeguș. I-am lăsat fix așa cum au venit de la mama lor. Și aici am câteva anemone. Voi desface doar 2-3 pliculețe pentru a vedea cum arată. Dacă au mucegăit, dacă au putrezit, arată bine. Ambalajul arată bine, n-ar trebui să fie nicio problemă de genul acesta, dar vedem. Da. Anemonele arată foarte bine. Nu prezintă nicio problemă. Poate să are un șoricel. Și ranunculus. Am ceva desfăcut? Da, încă nu mai lăsat ăla. Îl redesfac pe acesta. Așa arată. Ce frumoși sunteți! Da, arată foarte, foarte normal pentru acest stadiu. Ei. Să rezistați bine, da? Ne vedem în primăvară! Ei, mă rog, ne mai vedem noi și luna viitoare, sigur, mai investighez o dată, mai verific. Fiindcă, ca orice mamă cu puiul ei, trebuie să verific bulbișorii. Ați văzut cum arătau bulbii de anemone și de ranunculus. Acum am deschis lădița cu tuberculii de Dali. Ți-e și frică când deschizi să vezi, nu știi la ce te aștepți. La mucegai s-au uscat, s-au deshidratat, sperăm că nu. Și mi-e urât să scormonesc pe aici, fiindcă mă chinui apoi să le găsesc locul și să le învelesc chiar și în rumeguș. Voi extrage asta. După cum vedeți, wow, arată super bine! Yay! Arată foarte, foarte bine momentan. Nu e deshidratată. Mare atenție când le verificați și când umblați cu ele să nu rupeți gâtul, fiindcă bulbul rămâne apoi degeaba, se ajunge la compost. Dacă ați rupt gâtulețul acesta de aici, nu mai dezvoltă nicio plantă. Wow! Yay! Mare bătaie de cap îmi dau dalile. E primul an când folosesc metoda aceasta. Până acum le duceam la mama în beci. Anul ăsta am zis că le țin eu aici la mine în magazie. Și mai am un monstru aici. Am un monstru aici care arată bine, nici nu mai scot. E hidratat. În caz că sunt bulbii deshidratați, cum pare acesta. Acesta e chiar, nu știu, mie îmi pare pocnit chiar. Cred că l-am pus prea târziu și l-am pus degeaba. De-aia am dat o șansă aici. În cazul în care bulbii sunt deshidratați, îi stropiți cu puțină apă, pulverizați puțină apă cu pompița și închideți cutia la loc, puneți capacul și gata, asta e. Da. Hai, acum, cum ziceam, pauză, mă chinui să reașez rumegușul și vă duc la o altă cutie cu tubercul să-i verificăm și pe aceea. Am mai încercat o metodă de păstrare a acestor tubercul de dalie și anume într-o cutie închisă ermetic. După cum putem vedea, sunt câteva urme de umiditate. Așa că nu i-am pus direct în rumeguș. Nu i-am pus în sac, de fapt. Am încercat și să-i pun în
să culeți așa individual cu rumeguș pentru a nu îmbolnăvi și alți tuberculi în caz că nu funcționează această metodă de păstrare. Nu prea îmi place cum arată aici, fiindcă mi-am ucegăit, dar în octombrie când i-am băgat eu la păstrare, mi-au dat mari, mari bătăi de cap, fiindcă nu se mai usca tija aceasta. Era și frig afară și nu mai știam ce să fac cu ei. Dar văd că arată bine și aceștia. Știți să vă mucegai peste tot când am văzut umiditatea aceea pe capac? Ok, hai. V-am zis, asta mă enervează cel mai mult la aceste dali, la tuberculi, la faptul că sunt atât de sensibil tuberculii. Și mucegăiesc sau degeră și pocnesc imediat. Ideal este să aibă o temperatură de 5 grade. Oricum, văd că momentan stăm bine cu aceștia. Nu voi să pas să vi ară pe toți, fiindcă aș face o mizerie aici de nedescris. Nu vreți să știți cum arăta zona când i-am băgat la păstrat. Era numai rumeguș peste tot, numai pulbere din aceea. Știți ce vrei. Hai, săp cașoricelul și vă bag înapoi la culcare aici. Cum stăteați și mai devreme, poate vă găsesc poziția. Așa. Cred că cel mai mult mi-e teamă când... De fapt, cu dalile ți-e teamă oricând. Când le pun în pământ, mi-e teamă să nu se înnece, să nu putrezească. Anul trecut am avut și ploi abundente și au stat în apă 2 săptămâni continuu, cu ploi foarte puternice. Apoi am făcut niște șanțuri pentru a salva și am reușit să salvez o parte din ele. Am făcut niște șanțuri pe care să curgă apa. Bineînțeles, pe timpul verii avem alte probleme cu florile care sunt atacate de omizi. Iar toamna și pe timpul iernii avem această grijă să nu cumva să înghețe, să nu mucegăiască. Bun. Ia uitați ce frumos este și acesta. Nici nu-l mai scot. Nu-l mai scot, se vede că e frumos. Da, vedeți și voi, văd și eu că arată bine. Și ce pot să vă zic? Vă aștept în primăvară, de fapt în luna mai, să plantăm acești tuberculi de dalie împreună. Adică eu pe ai mei și voi pe ai voștri, în fiecare în grădina lui, da? Și mai ales să ne crească cele mai frumoase flori. Bun, o să vă las să vedeți ce flori am avut anul trecut din acești tuberculi. Pa! Spor la grădinărit, spor la planificat grădina, de fapt.